Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la programul informativ actual. Pentru început, titlurile ediției. Un copil de 9 ani din Comrat a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost mușcat de un maidanez în timp ce se juca în curtea blocului. După ce ieri guvernarea a anunțat candidatul la șefia armatei, astăzi Igor Dodon l-a propus pentru această funcție pe tatăl finului său de cununie, Victor Gaiciuc. Făcea bani grei din lacrimile tinerilor moldoveni ce rămase orfane. Un pastor evanghelist american este acuzat de hărțuire sexuală de beneficiarele unui centru de plasament din Ialoveni. România a devenit tot mai atractivă pentru imigranții islamiști. Garda de coastă a flotei din Constanța a interceptat o embarcațiune cu imigranți care urmau să ajungă în Europa. A plecat cu un moral bun spre Cehia. Șerif Tiraspol va întâlni mâine pe cehii de la Zlin, în prima fază a grupei F din Europa League. Adolescentul de 15 ani din Răinu Bricene, aflat în comă după ce acum două zile a fost implicat într-un accident rutier, a fost adus la Chișinău cu un elicopter Smurd Iași. Pacientul a fost preluat imediat de ambulanță și transportat la Institutul Mamei și al Copilului. Potrivit medicilor, starea lui este foarte gravă. Medicii din raionul Bricene, unde a fost internat adolescentul, au decis transportarea acestuia în regim de urgență la Chișinău. Astfel, în această după-amiază a avut loc intervenția aeromedicală Smurd. Conform informațiilor prealabile, băiatul a suportat un traumatism cerebral sever și se află în coma. O stare gravă, cu un traumatism cranial sever, posibil cu o hemoragie cerebrală, cu o fractură deschisă de femur, imobilizată într-un aparat gipsat de către medicii de terapie intensivă de acolo, o fractură de antebraț, fractură de mandibulă și maxilă. Potrivit medicilor de la Institutul Mamei și Copilului, adolescentul a fost internat în secția de reanimare. Starea lui este foarte gravă și se află în permanență în atenția specialiștilor. Este extrem de gravă, se efectuează toate măsurile, se dă toată asistența medicală necesară pentru a stabiliza pacientul. El este în comă și este conectat la respirație, ventilare artificială. Dar până nu este stabil, noi nu putem discuta despre nicio intervenție chirurgicală. Precizăm că impactul a avut loc luni când adolescentul din raionul Bricene a intrat cu motocicleta într-o mașină. Lovitura a fost atât de puternică încât băiatul a suferit mai multe fracturi și a fost internat în stare gravă la spitalul raional. Aceasta este a cincea operațiune aeromedicală Smurd în Republica Moldova pe parcursul ultimelor două luni în care li s-a acordat ajutor minorilor. Un alt copil de 9 ani din Comrat a ajuns în stare gravă la Institutul Mamei și al Copilului din capitală după ce a fost mușcat de un maidanez în regiunea antebrațului și de față, în timp ce se juca în curtea blocului. Potrivit martorilor, totul s-ar fi întâmplat aseară. O vecină a văzut cum băiețelul a fost atacat de un câine fără stăpân și a alertat poliția. Oamenii legii au fost nevoiți să folosească armele din dotare pentru a împușca animalul agresiv. Pentru că rănile provocate de mușcătură au fost grave, medicii din raion au decis să-l transporte de urgență la Chișinău, unde timp de 4 ore a fost supus unei intervenții chirurgicale complicate. Aproximativ la orele 22 s-au adresat cu traumatism facial în urma mușcăturii de câine. Deci echipa de chirurgi, anesteziologi a acordat de plin volum. S-a efectuat copilului prelucrare chirurgicală primară a plăgii cu plastie defectului. Starea la moment a copilului este grav medie. Pe parcurs la 7-10 zile va urma tratament în secție. Câinele care a agresat copilul a fost ucis, iar creierul acestuia va fi supus unei expertize la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară din Chișinău pentru a se stabili dacă a fost turbat sau nu. Potrivit medicilor de la Centrul Național de Sănătate Publică, anual peste 5.000 de persoane se adresează după ajutor medical din cauza că au fost atacate de câini, iar la circa 200 de persoane a fost confirmată infectarea cu rabie.
A început jocul prezis de analiști dintre PD și PSRM, după ce ieri Vladimir Plahotniuc a anunțat că a găsit candidat la șefia armatei pe Eugen Sturza. Astăzi Igor Dodon a venit cu propria sa candidatură. Președintele a anunțat că a expediat o scrisoare guvernului în care refuză candidatura lui Sturza la funcția de ministru al apărării, menționând că nu acceptă persoane întâmplătoare în funcții de mare răspundere pentru țară. În schimb, l-a propus în funcția de ministru al apărării pe generalul pensionar Victor Gaiciuc, fost ministru al apărării în perioada comunistă și reprezentant diplomat la NATO. Gaiciuc este cunoscut ca promotor al federalizării Republicii Moldova și un pro-rus convins. În anul 2003, fiind ministru al apărării, acesta vedea posibilă unificarea armatei naționale cu forțele militare transnistrene. Pe Gaiciuc și Dodon îi leagă o prietenie de mai mulți ani. În 2011, relațiile celor doi au devenit și mai apropiate, după ce Igor Dodon a devenit nașul de cununie lui Sergiu Gaiciuc, fiul mai mic al generalului. Premierul Filip a anunțat la rândul său în cadrul ședinței guvernului că a propus repetat candidatura lui Sturza și a sugerat lui Dodon să coboare cu picioarele pe pământ. O familie din Bălți aprovizionează cu brichete din biomasă regiunea de nord a Republicii Moldova încă din anul 2008, pentru că la început nu avea de la cine învăța despre procesul de producere a biocombustibilului. Capul familiei a mers în Europa după secretele meseriei. Pe parcursul anilor, afacerea cu peleți din biomasă a luat foc, iar în prezent, întreprinderea pe care o conduce deține monopol pe piață. Proiectul a fost posibil grație suportului Uniunii Europene. Nu le-a fost frică săriște, iar acum strâng roadele unei afaceri profitabile. Ludmila Abramciuc și Ivan Damaschin sunt proprietarii unei întreprinderi producătoare de biocombustibil din Republica Moldova. Atunci când s-au gândit să-și pună afacerea pe roate, nu aveau de la cine învăța, așa că au decis să plece în Europa pentru a învăța despre procesul de producere a brichetelor. A fost de păsări sau schimb de cunoștință după hotare în Europa, în Olanda, în țara unde este bine, să zicem, dezvoltată această industrie, unde am obținut o informație, cunoștință, felul, metodele de stadii de procesare acestor deșeuri și obținerea lor ca un produs finit sub formă de biocombustibil solid. Au început să investească riscând. Primele utilaje și le-au procurat din Italia, iar în scurt timp afacerea a dat roade. Pe piața de desfacere din Republica Moldova, fluxul de distribuire a brichetelor a crescut semnificativ, iar ei au continuat să investească 10.000 de euro. La procesul de producere a peleților activează peste 15 muncitori. În această încăpere are loc procesul de producere a brichetelor. Zilnic aici se produc sute de kilograme. Muncitorii spun că procesul nu este unul complicat, deoarece mecanismul este automatizat. Însăși linia tehnologică e formată din rezervoarul de acumulare a materiei prime, apoi merge la măcinare. Dacă este necesar să fie, va fi procesul de uscare. Apoi, dacă va fi umid, nu se formează brichetul. Și apoi, deci, se trimite la presă de brichetare, care deja sub presiune mare, deci se presează materie primă și se formează brichetul. Nu, de fel, nu e greu. Aici este foarte ușor, că este tot automatizat. În fiecare an, această companie produce 10 de tone de brichete, care sunt suficiente pentru a aproviziona 10 de școli și grădinițe din regiunea de nord a Republicii. Această companie produce mai multe tipuri de brichete, cum ar fi din rumeguș de lemn și din coaja semințelor de floarea soarelui. O tonă de brichete produse din biomasă poate ajunge până la 2400 de lei. Și femeile își pot arăta mușchii, cum și-au demonstrat polițistele maestria în arta luptelor, vedeți imediat la știri. Făcea bani grei din lacrimile tinerelor moldoveni ce rămase orfane. Vorbim despre un pastor evanghelist american acuzat de hărțuire sexuală de către beneficiarele centrului de plasament Casa Stella din Ialoveni, finanțată de fundația americană Stella's Voice. Mărturiile șocante ale fetelor au fost scoase la iveală de jurnaliștii de investigație de la Rise Moldova. Potrivit investigației Rise Moldova, pastorul american de origine scoțiană, în vârstă de 62 de ani, și-a început activitatea în Moldova încă pe la mijlocul anilor 90. Inițial, acesta aducea ajutoare umanitare mai multor internate. Ulterior, a decis să creeze case de plasament temporar pentru tinerii aflați în situații de risc. Pentru întreținerea centrelor, Philip Cameron a gândit o adevărată strategie de colectare de fonduri. Pastorul organiza pelerinaje la bisericile de peste ocean și
Marea Britanie, fiind însoțit de mai multe fete din Casa Stella din Ialoveni. Ele erau nevoite să povestească enoriașilor americani și britanici amintiri dureroase din copilărie. Pastorul le punea pe fete chiar să inventeze pentru a sensibiliza și mai mult publicul. Mama mea a început să consume alcool și să umble cu bărbații. My mom started to consume alcohol and stay with men. Și tata ne-a alungat de la el. And my father sent us away. Nu aveam unde pleca. We didn't have where to go. Dormeam pe străzi, mâncam rar. Apoi mama și-a găsit un bărbat și ne-am mutat la el. De multe ori am violat sora mea și mă punea să mă aud cum o face. Miza era colectarea unor sume exorbitante de 67.000 de dolari pe lună, scrie Rice. Mai mult, jurnaliștii de investigație au intrat în posesia unor declarații scrise în engleză a unor fete rezidente a centrului de investigații, în care povestesc cum pastorul obișnuia să abuzeze de ele sexual în timpul unor astfel de deplasări. Totodată, prin intermediul acestei fundații, aveau loc și tranzacții imobiliare suspecte. Deschiderea oficială a Casei Stella din Ialoveni a avut loc în 2010, însă și fostul prim-ministru Vlad Filat și fostul ambasador al SUA în Moldova, Asif Caudri, au fost invitați la acel eveniment intens mediatizat atunci. De asemenea, se observă că la eveniment a participat și Valeriu Ghilețchi, pastor la o biserică baptistă din Chișinău, în prezent președintele grupului parlamentar PPM. My sister is the director of a work that we have an organization also in Scotland. And these officials that you know some of them, and I don't know. 5 ani mai târziu, în legătură cu aceste cazuri de abuz, Consiliul de Administrare al Fundației Stella Voice decide să-l excludă pe Philip Cameron de la conducerea organizației în urma unei anchete interne. Însă, la doar o lună distanță de la excluderea sa de la conducerea Stella's Voice, Philip Cameron fundează o nouă organizație în SUA, The Oprah's Hands. Organizația este o copie fidelă a celei din Moldova, având aceeași misiune. În iulie 2017, The Oprah's Hands a cumpărat mai multe case de pe malul lacului Ghidighici. Aici urmează să fie plasați 90 de adolescenți. Asta reiese dintr-un videoclip plasat pe site-ul fundației, în care pastorul american prezintă sărăcie din Moldova și le cere oamenilor să investească în noul centru de plasament sub pretextul de a salva tinerele orfane din Moldova să nu ajungă pe mâna traficanților. Moldova is a nation in a desperate place. Torn between the East and the West, stuck between yesterday and tomorrow. Poverty and alcohol is a deadly mix. It breaks the home. It causes unimaginable suffering. It creates orphans. Just think, for what two captured girls earn in the hell of trafficking, we can buy Vatra Village, a place of hope to save countless lives. Just outside the city of Chișinău, beside the largest lake in Moldova, is a village called Vatra. 6 homes are on a village green. Not finished yet, they're about 85% complete. And they've been offered to the orphans' hands to finish them. And when finished, they will be able to hold up to 90 young people. Potrivit Rice, în cadrul anchetei, Cameron a recunoscut că a atins fetele în zonele intime, dar fără a avea vreo intenție erotică. Contactat de reporterii de la Rice, Philip Cameron nu a răspuns la telefon și nici la întrebările expediate pe e-mail și rețelele de socializare pe parcursul investigației. Nici Procuratura Generală sesizată de reporterii Rice nu a oferit un răspuns în ceea ce privește posibila infracțiune a lui Philip Cameron și Fundația Stella's Voice, făcând trimitere la protecția datelor cu caracter personal. A gustat din licoarea lui Bacchus, iar apoi a urcat la volanul unui microbus străin și a plecat. Este isprava unui bărbat din Chișinău care a furat vehiculul din curtea unui bloc de locuit. Incidentul a avut loc la începutul acestei luni în sectorul Ciocana. Poliția a fost alertată de un locuitor al capitalei care a spus că unitatea de transport a fost lăsată descuiată, iar cheile pe torpedou. În rezultatul măsurilor operative întreprinse, oamenii legii au identificat și reținut făptașul, care s-a dovedit a fi un locuitor al capitalei în vârstă de 30 de ani, care și-ar fi recunoscut delictul declarând că ar fi fost în stare de ebrietate. Bănuitul este cercetat și riscă amendă în mărime de până la 27.000 de lei sau până la 3 ani de pușcărie.
O poliție în care să activeze mai multe femei. Asta își dorește conducerea IGP, care a semnat astăzi un proiect de cooperare cu Asociația Femeilor din Domeniu, constituită în luna aprilie. Organizația și-a propus ca în următorii ani, printre angajați, să se regăsească mai multe doamne cu epoleți, pentru ca munca lor să devină atractivă și pentru alte reprezentante ale sexului frumos, polițistele din batalionul cu destinație specială Fulger și plutonul de cavalerie al Inspectoratului Național de Patrulare și-au demonstrat profesionalismul de care dau dovadă zilnic și au prezentat o lecție de măiestrie în arta luptelor. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzare, a menționat în cadrul evenimentului că angajarea femeilor în poliție este un obiectiv important al strategiei de dezvoltare a poliției pentru următorii ani. Potrivit lui, numărul femeilor care activează în poliție ar putea ajunge la minim 20% până în anul 2020. Noi considerăm că cu cât mai multe femei vor fi în poliție, cu cât mai bine vor decurge lucrurile. Legăm acest fapt direct cu gradul de încredere a populației. De asta noi, conducerea, vom susține integral faptul creșterii numărului de femei în poliție. Doamnele au un alt nivel de responsabilitate. Și vreau să vă spun că din doamnele care au fost promovate la diferite funcții cheie până acum, un procent extrem de mic în comparație cu bărbații, ca să nu-i supăr, au fost destituite sau, să spunem așa, sancționate. Adică doamnele dau dovadă de un nivel înalt de responsabilitate. Natalia Tațco, care activează de mai bine de 20 de ani în poliție, spune că meseria pe care o practică nu este una ușoară, dar că niciodată nu s-a gândit să renunțe la ea. Activitatea pe care eu o profesez pentru mine este una nobilă. O iubesc foarte mult. În primul rând iubesc particularitățile serviciului meu. Iubesc oamenii, iubesc foarte mult colectivul meu. Îmi place nespus ceea ce fac. Probabil că acesta a fost motivul din care și fiica mea a decis să îmbrățișeze asemenea profesie. O altă polițistă care este angajată în brigada cu destinație specială Fulger spune că munca pe care o face este una interesantă, dar necesită și o pregătire fizică mai specială. Este nevoie de antrenament, este nevoie de o pregătire fizică. În fiecare zi, dacă începem de dimineață pregătirea fizică, alergăm. Scopul nostru este să facem o echipă bună și până la urmă să suntem doar în slujba cetățeanului și pentru asta trebuie să lucrăm cot la cot, indiferent bărbat-femeie. Noi, femeile care suntem la Fulger, ne demonstrăm nouă că suntem foarte, foarte puternice. Cei care cred că în poliție femeile nu și-au locul, se șală amarnic. Pentru că chiar, eu cred până la urmă că dacă în poliție ar fi mai multe femei, poate ar fi mai puține infracțiuni. Precizăm că în prezent doar 14% dintre cei peste 9.000 de polițiști angajați în câmpul muncii sunt femei. Creațiile unuia dintre cei mai celebri pictori români, Ștefan Lucian, vor putea fi admirate în premieră la Chișinău. Când va avea loc vernisajul, vă spunem imediat la știri. Un nou sens giratoriu care va ajuta la fluidizarea traficului din capitală. De această dată, popicele au fost instalate la intersecția străzilor Gagarin și Fântânilor, unde se circulă cu dificultate în orele de vârf, când traficul este aglomerat. Lucrările în acest sens sunt executate de către regia Ex-Drupo, iar conducătorii auto spun că astfel nu vor mai sta blocați în trafic și vor circula mai ușor. Pentru a scăpa de ambuteiajele în orele de vârf, în capitală au apărut mai multe sensuri giratorii. Astfel, la intersecția străzilor Gagarin și Fântânilor, unde se circulă cu dificultate, au apărut mai multe benzi de circulație separate prin linii continue. S-a pus stâlp delimitator și indicatori. Cum spune, pentru scăderea accidentului rutier. Astfel, participarea la trafic a devenit mai sigură, iar conducătorii auto spun că a devenit mai ușor de circulat.
asta disciplinează pe șoferi, că e imposibil. Fiecare merge cum dorește el. Asta e o chestie de rezolvat problemă. Dar la ce vă ajută el? Ajută să mergi, să-ți ai direcția corectă, adică să nu intersectezi cineva, că mult, foarte mult accidente de cauza asta, că nu respectă banda de circulație șoferi. Și asta e un semn foarte bun. Am văzut pe oraș foarte bine, cât mai mult să fii. Tot ce se face, se face spre bine. Facem ca într-o țară europeană, ceva frumos. E destul de ok, aș spune. Totul este clar unde și unde trebuie să, cine și unde trebuie să meargă. Este mai ușor de circulat? Da, sigur. Dar la ce vă ajută el? Mă ajută, în primul rând, să fie o claritate pe drumuri. Faci ordine în trafic și pe șoferii îi simplifică și, adică, șoferii sunt mai ordonați. Amintim că pe 21 iunie curent, în urma unei analize efectuate de către angajații Inspectoratului Național de Patrulare și Administrația Publică Locală, s-a stabilit să fie amenajate 6 intersecții pentru a fluidiza traficul rutier și a asigura securitatea participanților la trafic. România a devenit tot mai atractivă pentru imigranții islamiști. Aseară, garda de coastă a flotei din Constanța a interceptat o embarcațiune cu imigranți care urmau să ajungă în Europa. Aceștia au fost preluați și duși în portul Midia, unde urmează să fie identificați, după care vor fi trimiși înapoi în Turcia, de unde au venit. Ambarcațiunea a fost interceptată de garda de coastă a flotei române la o distanță de 32 de mile de localitatea Midia. Imediat ambarcațiunea a fost adusă la mal și dusă în port. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că la bord sunt aproximativ 153 de persoane. Fac mențiunea că verificările nu sunt finalizate, este o cifră intermediară. Din cei 153, aproximativ 53 sunt de persoane sunt copii, iar 100 adulți. Proporția ca și femei bărbați, avem 51 de femei și restul bărbați. Potrivit autorităților, imigranții sunt originari din Siria. Aceștia au intrat în Turcia, de unde au pornit spre mare, spre Europa, cu intenția de a tranzita teritoriul României. Aceștia au fost legitimați și retrimiși spre Turcia. Aceasta este a cincea ambarcațiune cu imigranți care intenționează să intre ilegal pe teritoriul României din lume. Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Preotul Valeriu Pistrui din orașul Iergăra, raionul Leova, a fost victima unui atac. Persoane necunoscute l-au lovit în cap de mai multe ori, chiar lângă propria curte, în timp ce se pregătea să urce în mașină. Incidentul a avut loc aseară. Părintele a declarat că amenințările au început după ce a refuzat să semneze mai multe acte care ar confirma că fundația lui Renato Usatăi a donat bisericii din localitate 100.000 de lei. Preotul și localnicii spun însă că până în prezent lăcașul nu a primit niciun ban. Mai mult, Valeriu Pistrui susține că primarul orașului Leova, ales pe lista formațiunii Partidul Nostru, i-a cerut să semneze mai multe acte care să confirme faptul că a primit materiale de construcție și bani de la fundația lui Usatăi. Trei tineri cu vârstele cuprinse între 15 și 18 ani, originari din Ialoveni și Aneninoi, riscă închisoare pentru că ar fi atacat și jefuit o tânără în ascensor. Potrivit oamenilor legii, aceștia au agresat fizic o domnișoară de 20 de ani și au lăsat-o fără telefonul mobil în valoare de 4.250 de lei. Unul dintre ei este deja condamnat pentru diverse infracțiuni. Agresorii riscă până la 7 ani de pușcărie. Șeful interimar al Serviciului de Patrulare din cadrul Inspectoratului de Poliție Cahul a fost reținut fiind bănuit de corupere pasivă. Acesta a pretins și a primit de la un cetățean 2.000 de lei pentru a-i elibera automobilul reținut de poliție. În urma perchezițiilor, în biroul șefului Serviciului de Patrulare au fost găsite bancnote din suma transmisă de deținător. Polițistul este reținut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare.
peste 370 de kilograme de carne congelată fără acte de proveniență au fost depistate de polițiștii din Căușeni. Oamenii legii au oprit în satul Grigorievca, raionul Căușeni, un automobil la volanul căruia se afla un bărbat de 37 de ani din localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă. În urma mai multor verificări, polițiștii au depistat în autovehiculul acestuia 370 de kilograme de carne congelată fără acte de proveniență. Carnea era transportată din Tiraspol și urma să fie comercializată în municipiul Chișinău. Valoarea mărfii este estimată la 30.000 de lei. Marfa a fost confiscată, iar bărbatul riscă o amendă de până la 4.500 de lei. Un tânăr este căutat de oamenii legii pentru că ar fi sustras telefonul mobil al unui bărbat care dormea pe o bancă la terasa unui local de agrement. Victima a alertat poliția după ce a depistat că îi lipsește telefonul mobil. Totul a fost surprins de camerele de luat vederi. Pentru fapta sa, suspectul riscă să-și petreacă următorii 2 ani după gratii. Persoanele care l-au recunoscut în imagini sunt rugați să anunțe poliția. Casă distruse, copaci doborâți la pământ și străzi pline de nămol. Acesta este peisajul lăsat în urmă de uraganul Irma în Florida, dar și pe insulele pe care l-a străbătut. Localnicii s-au întors acasă pentru a vedea ce a mai rămas din bunurile lor. Autoritățile americane urmează acum să facă toate calculele pagubelor provocate de stihie. Locuitorii statului Florida s-au reîntors după ce l-au părăsit din cauza uraganului Irma, numai că la întoarcere și-au găsit averile în ruine. I stayed in the bathroom, me and my girlfriend Donna, we stayed in the bathroom in the hallways. It was for 2 days it was hell. You didn't know if you were going to make it or not. When the bigger gust came by, you could feel it like jumping, the floor jumping a little bit. And then a piece of the sheetrock from the ceiling came. Uraganul Irma a făcut prăpăd și în insulele Virgine. Acolo au intervenit militarii pentru a curăța mizeria provocată de uragan, iar pe insula Saint-Martin a fost dezastru. Președintele Franței a mers în regiune pentru a discuta cu sinistrații, cărora le-a promis compensații. Les jours qui s'ouvrent sont les jours du retour à la vie normale et à la reconstruction. Mais nous allons également mettre en place un fonds qui permettra l'indemnisation de 3 catégories de personnes. Les personnes qui ont tout perdu sur une base déclarative, les personnes qui sont au chômage technique, pour là aussi pouvoir les indemniser sans que ça pèse sur les entreprises, et les entrepreneurs pour pouvoir redémarrer leur activité. 25 de persoane au decedat în insulele Caraibe, Cuba, dar și Statele Unite din cauza uraganului Irma, despre care meteorologii au spus că a fost cel mai mare din istorie. Vijelia a provocat daune de cel puțin 10 miliarde de dolari americani. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat unanim luni noaptea noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord după testul nuclear de la începutul acestei luni. Este vorba despre interzicerea exporturilor de textile și restricționarea livrărilor de hidrocarburi. Aceste sancțiuni sunt mult mai blânde decât ceea ce voiau Statele Unite inițial, adică embargo petrolier și înghețarea averii din străinătate a lui Kim Jong-un. Din 2006, de la primul test nuclear, ONU a impus mai multe rânduri de sancțiuni Coreei de Nord, dar nu a reușit să convingă regimul să renunțe la programul său nuclear. Estul Chinei se confruntă cu o invazie nemaipomenită de lăcuste. Insectele au distrus toate plantele ce le-au stat în cale. Cele mai afectate sunt culturile agricole din regiune. Localnicii folosesc plase pentru a scăpa de dăunătoare. O localitate din estul Chinei a fost acoperită de un nor de lăcuste. Insectele mari sunt peste tot, iar oamenii privesc cu groază fenomenul. Viețuitoarele au distrus toate plantele verzi ce le-au stat în cale, îndeosebi culturile agricole. Fermierii s-au înarmat cu plase pentru a scăpa de ele. Se pare însă că munca lor este în zadar. Specialiștii spun că lăcustele distrug zilnic până la 4 tone de vegetație. Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentată de Ion Buga.
Sheriff Tiraspol a plecat spre Cehia, unde o va întâlni joi pe formația locală Zlin în primul meci din faza grupe F din Europa League. Tiraspolenii au un moral ridicat înainte de duelul cu Zlin, după ce au învins în campionat pe Speranța Nisporeni cu 2-1. Interesant este faptul că Sheriff Tiraspol nu este văzută drept favorită de către casele de pariuri, iar bookmakerii consideră că meciul cu cehii va fi unul echilibrat. Aceștia din urmă având cota 2,20 la o victorie, în timp ce campioana Moldovei are cota 3,60. Un egal între cele două formații are cota 3,40. Și cei de la Zlin au un moral bun înainte de partida cu Sheriff, după ce au învins cu 2-0 pe teren propriu pe Teplice în etapa 6-a a campionatului Cehiei. Partida dintre Zlin și Sheriff Tiraspol se va disputa pe 14 septembrie, începând cu ora 20. Vești bune din Antalya. Tenismenele din Moldova, Adriana Sosnovski și Vitalia Stamat, au debutat cu victorie atât la simplu cât și la dublu la turneul ATF, care are un fond total de premii de $15.000. În primul tur, Adriana Sosnovski a trecut fără probleme de Louise Lampla din Franța cu 7-5, 6-1, în timp ce Vitalia Stamat nu i-a lăsat nicio șansă tenismenei din Mexic, Andreea Villarreal, 6-0, 6-4. În optim, Sosnovski o va întâlni pe a cincea favorită a turneului franțuzoica Josephine Boalem, în timp ce Stamat se va confrunta cu Dasha Ivanova din SUA, cap de serie număr 6. Sosnovski și Stamat au debutat cu dreptul și în proba de dublu. Petele noastre s-au impus în fața perechii Sonia Latyceva, Canada, Natalia Vavulina, Belarus. Urmează duelul cu tandemul brazilian Rebecca Pereira și Eduarda Piai. Turneul din Antalya face parte din circuitul mondial ITF și are un fond total de premii de $15.000. Prima etapă a grupelor Ligii Campionilor a oferit un adevărat spectacol cu multe reușite. Victoria la scor a obținut Chelsea, PSG, Barcelona, Bayern München și Manchester United. Chelsea a reușit un scor de tenis 6-0 cu Carabag. Pedro și Zapacosta au înscris în prima repriză, iar alte 4 goluri au venit în mitanul secund. Într-un alt meci din grupa C, AS Roma a remizat cu Atletico Madrid 0-0. În grupa B, Paris Saint-Germain s-a distrat în deplasare cu Celtic 5-0. Cavani a reușit o dublă pentru oaspeți, iar Neymar și Mbappe și-au trecut în cont câte au reușit. În celălalt meci al grupei, Bayern München a surclasat pe Anderlecht cu 3-0. Lewandowski, Alcantara și Kimmich au marcat pentru gazde. În grupa D, Barcelona a câștigat clar derbiul cu Juventus, scor 3-0. Messi a reușit o dublă, iar un alt gol i-a aparținut lui Rakitic. Tot un 3-0 s-a consemnat în grupa A, în meciul Manchester United-Basel. Golurile gazdelor au fost înscrise de Fellaini, Lukaku și Rashford. Iată toate rezultatele consemnate în prima fază a grupelor A, B, C și D. Echipele Spaniei, campioana în titlu, și Sloveniei s-au calificat în semifinalele campionatului european de basket masculin. Formațiile vor fi adversare în penultimul act al competiției găzduite de Istanbul. Spania a reușit a 10-a sa calificare consecutivă în semifinalele întrecerii europene după 84-72 cu Germania. La Roja are 3 medalii de aur în 2009, 2011 și 2015, precum și alte 6 medalii. Marc Gasol, pivotul formației Memphis Grizzlies, a fost cel mai bun jucător al învingătorilor cu 28 de puncte, 10 recuperări și 4 pase decisive. Fratele său mai mare, Pau Gasol, a contribuit și el cu 19 puncte. Slovenia a trecut într-un alt meci din sferturi de formația Letoniei cu scorul de 103-97. Tinerii Luka Doncic și Kristaps Porzingis au făcut dovada talentului lor, reușind împreună 61 de puncte. Goran Dragic a reușit și el 26 de puncte importante în economia partidei. Slovenia nu a cucerit nicio medalie la campionatul european, având cel mai bun rezultat, un loc 4 în 2009. Astăzi se vor disputa celelalte două sferturi de finală, Italia-Serbia și Rusia-Grecia. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. La revedere! Doamnelor, domnilor, continuăm cu datele despre starea vremii prezentată de Iuliana Bivol.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Chiar dacă e toamnă deja și temperaturile nu mai sunt atât de generoase, vremea totuși este frumoasă și caldă. Așa va fi și mâine, o vreme călduroasă pentru această dată calendaristică. Cu mai multe detalii revin după ce vedem cum va fi vremea în această noapte. Va fi o vreme liniștită cu un cer senin pe întreg teritoriul românesc și temperaturi de 22 de grade, cele mai ridicate de fapt, care se vor înregistra pe litoral la Constanța. Ceva mai răcoare va fi în zona centrală a teritoriului, unde se vor atesta doar 12 grade. Pentru mâine, meteorologii anunță o vreme frumoasă și un cer senin pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25-27 de grade și se vor atesta prin jumătatea vestică. Un pic mai răcoare va fi prin partea de nord și centru a țării, unde se vor înregistra minime cuprinse între 22 și 24 de grade Celsius. Și prin regiunile din zona Moldovei, cerul se mai limpezește de nori, iar soarele își va face apariția și va fi tot mai prezent. În nordul Republicii, temperaturile vor fi de 25-26 de grade, iar prin sud, est la Ștefan Vodă, se vor atesta 26 de grade Celsius. În dreapta Prutului, la Galați, vor fi 28 de grade, în timp ce la Suceava mercurul în termometre va indica 27 de grade. La Chișinău se anunță temperaturi de până la 27 de grade și un cer senin pe toată durata zilei. Noaptea se face tot mai răcoare și asta ne-o demonstrează temperaturile joase, doar 14 grade în termometre. La București vremea va fi în continuare frumoasă și va deveni călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. În cursul zilei temperatura maximă va fi de 26 de grade, iar noaptea aceasta va înregistra 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. O seară cât mai frumoasă, numai bine! La finalul programului informativ actual vă reamintim principalele subiecte ale ediției. Un copil de 9 ani din Comrat a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost mușcat de un maidanez în timp ce se juca în curtea blocului. După ce ieri guvernarea a anunțat candidatul la șefia armatei, astăzi Igor Dodon l-a propus pentru această funcție pe tatăl finului său de cununie, Victor Gaiciuc. Făcea bani grei din lacrimile tinerilor moldovenice rămase orfane. Un pastor evanghelist american este acuzat de hărțuire sexuală de beneficiarele unui centru de plasament din Ialoveni. România a devenit tot mai atractivă pentru imigranții islamiști. Garda de coastă a flotei din Constanța a interceptat o embarcațiune cu imigranți care urmau să ajungă în Europa. A plecat cu un moral bun spre Cehia. Șerif Tiraspol va întâlni mâine pe cehii de la Zlin, în prima fază a grupei F din Europa League. Doamnelor, domnilor, acesta a fost programul informativ actual. Eu sunt Irina Staver și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe site-ul Noroc TV, dar și pe pagina de Facebook, programul informativ actual. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, apelați la numărul de telefon 022 80 43 88 sau la adresa de e-mail actualnorocmedia@gmail.com. O seară frumoasă să aveți!